Un club din municipiul Deva a fost închis temporar pentru 2 luni de către inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, depășind numărul maxim de utilizatori. Potrivit celor care au efectuat controlul, în loc de 160, în local se aflau 260 de persoane. Proprietarul a încălcat astfel cerințele de securitate la incendiu, fapt pentru care a fost sancționat de către pompieri. Acțiunile inopinate s-au desfășurat pe timp de noapte, la finalul săptămânii trecute, la mai mulți operatori economici din județ. În acest weekend, personalul Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Hunedoara a desfășurat verificări inopinate pe timp de noapte la operatorii economici din județul nostru. Astfel, au fost controlate 5 locații din municipiile Deva și Hunedoara. În urma acestor activități, au fost constatate 31 de deficiențe, dintre care 7 au fost remediate în timpul controlului și au fost aplicate 7 amenzi contravenționale în cuantum de 111.000 lei. Totodată, pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu prin depășirea numărului maxim de utilizatori, la un obiectiv din municipiul Deva a fost aplicată și sancțiunea complementară de oprire a funcționării pentru o perioadă de 60 de zile. Acțiunile de verificare au caracter permanent și vor continua și în perioada următoare. Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au desfășurat astfel de acțiuni în întreaga țară la peste 300 de operatori economici. Misiunile au vizat obiective cu aglomerări de persoane, iar scopul principal urmărit a fost verificarea respectării numărului maxim de utilizatori și accesibilitatea căilor de evacuare.